În studioul RFI în această dimineață este invitata noastră doamna Monica Macovei, candidat independent la prezidențiale Cosmirus Cior e și el aici. Bună dimineața! Bună dimineața, Magda! Bună dimineața tuturor și mulțumesc doamna Macovei că sunteți în studioul RFI. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți europarlamentar PDL, sunteți candidat la președinția României. Ați făcut acest anunț acum câteva zile într-un mesaj video postat pe un site macoveipreședinte.ro Ați avut apoi și o de presă, vă întreb foarte direct de ce vreți să fiți președinte. Uh, pentru că am o viziune pentru țară în toate domeniile, pentru că am, determin am arătat deja ceea ce, că ceea ce spun și promit fac, deci am determinarea și hotărârea să fac și astea sunt deja dovedite. Uh, în al treilea rând, aduc integritate pe scena politică și uh, între am experiență uh, atât la nivel național cât și la nivel internațional, uh, ceea ce e foarte necesar pentru uh, un candidat la funcția de președinte și nu numai experiență, ci și obiective atinse. Și acasă în România, să zicem la nivel de guvern, sau când lucram în ONG-uri, uh, dar mă refer la cele importante de guvern, cum a fost uh, eliminarea tuturor acelor probleme care stăteau în calea intrării României în Uniunea Europeană și la nivel internațional, în Parlamentul European. Vă duc aminte că am terminat mandatul cu 40 de legi adoptate ca raportor al Parlamentului European pe locul 3 din 766 de europarlamentari din toată lumea. Următorul român avea 4 și ce mai mulți 2, 1, 0. Deci am realizări, am obiective atinse. Asta ce înseamnă? Că am arătat deja că pot să fac și că fac Ceea ce spun că fac, când mă angajez la o muncă. Deci nu vin în fața oamenilor spunând vă promit că o să fac asta și asta, credeți-mă pe cuvânt. Eu vin cu dovada că tot ceea ce am spus că voi face, am făcut. Sunteți percepută, doamna Macovei, mai degrabă ca un expert, mai puțin ca un om politic? Contează asta A... pentru postul de președinte? Cred că trebuie să fie o combinație. Expert ce înseamnă? Expert înseamnă că știu lucrurile de care mă ocup, le cunosc. Doi om politic. Sunt om politic pentru Dumnezeu, deci, repet, dacă nu eram, nu puteam negocia în Parlamentul European o majoritate de peste 350 de oameni pentru fiecare din cele 40 de legi trecute, ultima directivă a confiscării averilor. Acolo negociezi de la stânga la dreapta cu toată lumea ca să-ți faci o majoritate. Asta trece de a fi tehnocrat. Înseamnă să știi cum să negociezi, cum să te împrietenești, cum să-i să convingi pe oameni. Acum, la noi e și cuvântul politic are un sens. Dacă politic înseamnă jocuri murdare pe la spate, blaturi între politicieni sau partide, nu. Atunci... A prins o conotație negativă acest da, cuvânt deci politic. Nu. Că de asta am spus că aduc aduc integritate pe scena politică și, și hotărâre, că am trecut prin multe uh, etape grele și prin multe obstacole și am mers înainte, nu mă plec în stânga, în dreapta, indiferent de insulte sau uh, repet, obstacole. Dar am o viziune pentru țara asta, vreau să spun, că asta e cel mai important, să știi ce vrei cu țara ta, nu? Adică să spui oamenilor, uite, eu aș vrea asta să se întâmple cu România, dacă vreți și voi, votați-mă. Vorbiți de integritate, dar ca președinte nu aveți foarte multe pârghii, cel puțin în clipa de față. Nu știm cum va arăta viitoarea Constituție, care va fi modificată, probabil. Um, cum ar, ca, Care e portretul robot al președintelui în România, în viziunea dumneavoastră? Sigur că trebuie un președinte integru. Vă aduc aminte că uh, propunerea și numirea, de exemplu, procurorilor generali adjunct sau procurorul șef al DNA, adjunct șef de secție, deci cei care uh, determină pornirea unei anchete sau nu, uh, sunt uh, în finala decizia președintelui, care sigur poate să uh, adopte o altă decizie decât cea propusă de Ministrul Justiție, dar motivat și care răspunde pentru aceste numiri. Uh, de asta îmi place răspunderea individuală, nu aia colectivă, când ai unui grup uhum. de oameni să facă ceva. Deci, da, uh, asta s-ar menține. Dar mai departe, sigur că ai instrumentul uh, uh, pe care ți-l dă posibilitatea de a returna Parlamentului cu explicații publice o anumită lege, dacă nu este uh, în ordine. Uh, și s-au fost multe exemple de genul ăsta. Vă aduc iarăși, când s-a modificat codul de procedură penală, când parlamentarii se scoteau de sumo în din codul penal, dar în multe domenii, în educație, în sănătate, în multe altele. Uh, siguranța națională ține de și politica externă, ține de. De președinte, de exemplu. Aș vrea să vă întreb, doamna Macovei, pentru că deja începe probabil să se contureze echipa dumneavoastră de campanie. Cine sunt, de fapt, susținătorii Monicăi Macovei în această cursă prezidențială? Foarte mulți oameni care, deodată, au simțit entuziasm și au zis: n am mai venit la voi sau de foarte mulți ani, și acum vreau să votez, și. Acum procesăm liste de, de voluntari. Sunt mii de voluntari înscriși, fiecare în funcție de ce, ce vrea și poate să facă. Sigur că, în afară de asta, am și un grup de oameni cu care lucrez zilnic și în mod apropiat. Am deja un plan de în fiecare domeniu cu viziunea mea pentru țară în care. Am lucrat împreună cu economiști, cu finanțiști, în fine, cu specialiști în alte domenii și care trece prin, uh, prin toate domeniile. Repet, inclusiv sănătate, educație, siguranță națională, uh, politică externă. Aici pot să vă spun că direcția clar este menținerea direcției vest, direcție vest uh, integrare de plină în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă Schengen și euro. Uh, întărirea. Lucruri care, scuzați, mă nu țin doar de președintele țării ci și de contextul european. Schengen, cel puțin? Sigur că da, dar și președintele țării are un rol foarte important. Dacă țin de politica externă, care este în atributul uh, președintelui, uh, dacă nu-și fac treaba uh, cei din justiție sau din interne sau alții care au de lucru pe mecanismul de cooperare și verificare, sigur că acolo este vinovăția. Dar. Uh, Știți, mai mulți factori și mai mulți oameni din mai multe poziții contribuie uh, la acest obiectiv. Uh, integrarea de plină asta înseamnă euro și Schengen uh, și apoi, uh, desigur, parteneriatul strategic cu Statele Unite, uh, cu NATO, uh, mai ales în acest context, să vadă lumea cât de important este în acest context în care Federația Rusă uh, atacă, practic, da? Atacat Ucraina, acum șantajează și România și alte state membre UE. Deci, uh, suntem în NATO și suntem apărați de, de NATO. Vom discuta puțin mai târziu și despre situația din Ucraina. Aș vrea să vă întreb cărui electorat vă adresați, de fapt, cine sunt uh, votanții potențiale dumneavoastră? Uh, multă lume. Eu nu calculez pe partide, că unor primesc întrebări dacă câte voturi de la nu știu ce partid. Nu calculez așa. Calculez în funcție de uh, interesele oamenilor. Și aici, pe lângă votanții de dreapta care se duc în mod regulat la vot și votează pari de dreapta sau vota pe dele până acum, eu mă adresez celor nemulțumiți de politică, celor dezamăgiți de politică care stau acasă de foarte mulți ani de zile. Vă aduc aminte că în decembrie 2012, când am avut alegerile parlamentare naționale, cam 50% nu au mers la vot. Acestor oameni mă adresez și vreau să schimb această stare de lucru și această paradigmă, da, în care nu militanții de partid merg la vot. Uh, și vreau să mergem spre un vot pozitiv. Uh -huh. Știți că de 20 de ani votăm negativ, votăm un vot pentru X că nu ne place Y. Exact. Nu votăm că pentru că ne place X, unul ca să nu ia altul. Deci aduc eu aduc și asta spun că am un plus față de ceilalți candidați, am capacitatea să aduc oameni votanți la vot, oameni la vot din cei care n-au mai votat de mulți ani de zile, repet, fiind dezamăciți de partide. Dar e o misiune destul de grea. Unii ar spune chiar imposibilă să scoți aproape sau mai mult de 50% dintre alegători la urne. Cu ce argumente? Cum o să-i agățați, ca să spun așa? Uh, nu folosesc cuvântul agățat, nu mă caracterizează. Eu voi fi sinceră cu tot ce am de spus. Cu ce-i atrageți? Uh, uh, îi atrag cu... cu uh, cu tot ceea ce am făcut eu până acum, că este o dovadă, cu experiența mea, cu onestitatea mea, cu toate astea, cu multe care lipsesc politicienilor de astăzi de pe scena politică. Uh, și repet, dacă am spus că fac ceva, uh, fac. Deci nu mă oprește nimic, ca un tănculeț. Uh, Dar, repet, eu sunt să zicem politicianul care nu a mințit niciodată pe nimeni. Dar n-a zis într-un fel și mine în alt fel, de exemplu. Mm -hmm. Uneori nu este și un handicap faptul că nu știi să minți în politică? Uh, nu. nu. În politică trebuie să ai principii, trebuie să ai credințe. Uh, haideți să terminăm cu asta, că nu se poate politică fără minciuni. Sigur, la anumite negocieri poți să nu spui tot sau să ai o strategie în care să le spui lucrurile. Și eu negociez, am negociat repet cele 40 de legi în Parlamentul European. Am negociat cu statele membre, inclusiv cu ieșit pe ușă, întors, să certat, mâncat împreună, dar e o tactică a negocierii. Nu, deci niciuna nu face parte din politica. Asta s-a încetățenit așa la noi, pe marule Dâmboviței. Ați fost sau sunteți și veți mai fi probabil în această campanie, doamnă Macovei, acuzată că prin această candidatură nu faceți decât să fărâmițați și mai mult electoratul de dreapta. Cum răspundeți unei astfel de... Total neadevărat. Fărâmițezi. Nu fărâmițeți făr -ă, electoratul de dreapta, cresc șansele dreptei. Uh, nu mi se pare deloc uh, în regulă ca dreapta să... Uh, și sigur ca dreapta să meargă cu un singur candidat. Doi, uh, eu... Uh, Scuzați-mă, de ce? E riscant să mergi cu un singur candidat. Doi, uh, eu aduc, repet, eu aduc la vot... Mi-am propus să aduc la vot și am văzut și în alte alegeri, și la cele europarlamentare. Oameni din afara partidelor, atât oameni din partide, să știți că unori aici aduc din tot felul de partide, nu mă refer acum la PDL, da, uh, poate și de pe latura stângă, dacă să vorim de sănătate, de educație și de determinarea de a face ceva. Uh, deci aduc la vot atât oameni din partide, ca, sau oameni care merg regulat la vot. Uh, și oameni care, care nu se mai duc la vot. Ori eu nu văd niciun candidat capabil să aducă pe cei nehotărâți și care de ani de zile nu merg la vot. Nu văd. Uh -huh. Cum și, de fapt, oamenii asta spun că sunt sătui de partide politice, da? Și saturația asta există și în alte țări din jurul nostru. Slovacia a câștigat recent un candidat independent, de exemplu. Uh -huh. Au apărut în această cursă prezidențială sau vor apărea probabil câteva figuri noi în, acest, în această ecuație prezidențială, de exemplu, domnul Iohannis. Cum îl priviți? Ce șanse îi dați? Abia aștept să mă întâlnesc cu domnul Iohannis într-o campanie electorală în țară și să dezbatem. Cum o să-l combateți? E un cuvânt potrivit? Îl acceptați? Pe idei, pe principii, pe politică internă, externă, națională, eu am această experiență. Și națională, și de campanie. Eu am bătut toată țara, și internațională. Deci chiar aștept o dispută, da? Adică din aceste dispute oamenii trebuie să vadă cine cum gândește și ce experiență are și ce poate, ce putere are să facă mai departe ceea ce spune. Cum vi se pare discursul domnului Iohannis? Cum l-ați caracteriza? N-aș vrea să-l caracterizez acum. Am înțeles. Bun, unii s-ar putea întreba, doamnă Macovei... Aș vrea să spun, dacă ați da, să răspund ceva. Uh, cred că sunt candidatul care produce uh, mult mai mult entuziasm decât, decât dom... ceilalți candidați. Am înțeles. Bun, sondajele deocamdată arată altceva. Uh, nimeni nu m-a măsurat până acum uh, în sondaje ca un posibil candidat. Uh -huh. De asta am și cerut să îi fiu inclusă, da. O să facem și aceste măsurători după ce uh, toată lumea știe, în toată țara, că candidez, că e un timp până se află. Unii ar putea să vă spună că lupta dumneavoastră este nu cu ceilalți candidați de pe partea dreaptă, ci cu candidatul stângii, cu domnul Ponta. Nu, dar categoric este. Deci eu sunt de dreapta și ajut dreapta, nu divizez dreapta. Mm -hmm. E bine ca dreapta să aibă electorat din toate domeniile. A, că e un plus, cred. Că sunt mai bună decât ceilalți de pe dreapta și că sunt singura care pot să-l bat pe Ponta, da, așa cred. Așa gândesc. Sigur că, da, bătălia este cu Ponta. Bătălia mea nu este cu dreapta. Bătălia mea este cu Ponta. Cu Ponta și cu Tăricianu. Că Tăricianu e stânga, să ne lămurim, că tot aud de Marele partid liberare, Reformator care e de dreapta. Nu e de dreapta. Tăricianu e cu stânga, e cu PSD-ul, îl susține PSD-ul, ia votul de la PSD. Uh, e un fel de Vadim din uh, 2000, nu? Din 2000. Uh, da, deci asta e bătălia mea cu stânga, cu Ponta și implicit cu Tărician, cu toți cei de pe stânga, care au mințit, care ați văzut ce fac cu baronii, care fură din banii publici și lumea să înțeleagă că dacă fură din banii publici, din bugetele publice, pentru contracte, atunci când e imită pentru un contract, contractul va avea o valoare mult mai mare decât prețul de piață, de unde e diferența de bani? Din buzunarul tău, cetățeanule, din bugetul primăriei, al ministerului, al guvernului, deci din buzunarele noastre. Ori aici vedem ce, ce face PSD-ul. Pur și simplu sărăcește țara. Deci asta este pe scurt. Deci sărăcie, sărăcie, sărăcie. Asta aduce guvernul Ponta. Ei fură și noi tot mai săraci. Deși Ponta aduce ca și contra Plus minciună, plus pe păi, politica externă sunt, e o nenorocire. Deci dacă nu vrea interdicția dată de Uniunea Europeană ca liderii europeni să nu se ducă în Federația Rusă, el era planificat să fie la Moscova acum. Asta trebuia acum a României ca să nu mai memorez, să nu amintesc că avem momentele sociale. Contraargumentul în plan economic al premierului ar putea fi creșterea economică a României. Adică ce se vede clar pe hârtie. Da, nu se vede în realitate. Eu nu cred nimic din ce spune Pontal. Vedem cum minte zi de zi și face glume. Ce îmi propun eu foarte pe la nivel economic este evident sunt locurile de muncă și spre asta trebuie să ne îndreptăm, că asta este problema oamenilor. Și pentru că nu statul creează locuri de muncă, așa cum în mod se spune, ci sectorul privat creează locuri de muncă, atunci trebuie să uh, ajut sectorul privat să se dezvolte, să creeze locuri de muncă. Și cum îl ajuți? Cu taxe și impozite mici, pontarea mărit, sunt peste 40 de taxe noi și mărite, uh, care omoară și gospodăriile astea mici de la, din agricultură cu câteva vași, cu câteva voi și așa mai departe, întreprinile mici și mijlocii. Uh, deci reducerea fiscalității, uh, creșterea investițiilor, uh, și locuri de muncă, evident, uh, și, în final, uh, reducerea uh, decalajului de bunăstare uh, dintre bunăstarea, nivelul de bunăstare din România și cel din Uniunea Europeană. Prin reducerea decalajului spun, de fapt, creșterea nivelului de bunăstare uh, în România. Aș mai spune ceva, foarte importante sunt uh, educația și sănătatea, uh, sunt vibra națiunii unui popor. Educația și sănătatea. Dacă nu avem un popor sănătos și cu educație foarte bună, uh, nu putem face nimic. Neglijate de obicei atunci când se împart banii la buget, inclusiv s-a întâmplat asta și în cazul guvernărilor PDL. Da, uh, dar nu din punctul meu de vedere, unde eu, de exemplu, în moțiunea reformiștii, când am candidat la interne, tot așa am pus o viziune despre țară. Uh, și bugetul la, la învățământ era de 5%, chiar cred asta. Și, da, sincer, prioritatea numărul unu a acestei țări este învățământul, că altfel în câțiva ani dispărem ca, ca națiune, ca împreună, ca eu întâlnesc studenți care nici nu știu că a fost o revoluție în 89, sau oameni care, deci nu, nu, nu mai există educație, cultură, ce am făcut noi împreună, în trecut, ca popor, ce vrem să facem ca să nu spun că și educația e foarte... Dar aici, cum să zic, sunt lucruri și dascălii trebuie, trebuie aleși și plătiți cum trebuie. Sunt, sunt, multe lucruri. Și pe educație aș mai spune că e foarte clar că trebuie unită, trebuie corelată educația cu cerințele pieții. Pentru că noi, la noi e haotic acum. Cele două nu sunt corelate. Piața are nevoie de anumite profesii, dar noi scoatem pe bandă rulant alte profesii, de care piața nu are nevoie. Dar... Ori aici trebuie stat la masă câțiva specialiști și făcut pe 3 ani, pe 5 ani, pe 10 ani. Sună interesant ce spuneți, dar ca președinte, ce pârghii aveți? Cum puteți face toate astea? Eu vin cu aceste idei pe care le voi spune public, le voi face publice și le voi dezbate și sigur că voi lucra cu acest guvern. Acum mi-e greu să cred că ponta o să zică că nu vrea educație. Să vedem ce o să zică și ce o să le spună oamenilor, o educație de calitate. Că până acum am văzut că a oprit acel dosar în care se cerceta posibilă fraudă, vă aduceți aminte, de la liceu, de la bacaloara de la liceu Bolintineanu. Sau pe sănătate, unde ne trebuie un pachet minim, excelent, accesibil tuturor, de la, din ultimul cătun al țării până în București. Mi-e foarte greu să văd cum va justifica că nu vrea aceste lucruri. Și, uh, apropo de sănătate, uh, sper că va vrea pentru toată lumea, nu numai pentru baronul Duicu din Mehedinț, care avea contracte în domeniul sănătății 75% pe firmele lui. Asta nu înseamnă că ai grijă de sănătate, ci că ai grijă de banii baronilor, sau partidului. e partidului. Uh, e Mi-e greu să cred că va, uh, va fi împotriva acestor lucru. dar dacă va fi împotrivă, eu amintesc tuturor că sunt alegeri în 2016. Deci, după un an de zile, de la începerea mandatului de președinte, sunt alegeri și oamenii vor vedea toate aceste lucruri. Mergând pe această idee, doamnă Monica Macovei, că veți ajunge președinte, cum ați colabora cu premierul Victor Ponta? Tocmai am spus. E o rivalitate foarte puternică între dumneavoastră. Să știți că da, eu merg înainte, eu nu mă opresc și nu mă supăr uh, și nu plâng, merg înainte, dincolo de orice discuție, de orice rivalitate. Uh, eu am un vot popular, asta vreau să fac, asta, asta, asta în aceste domenii, asta vrea lumea, nu că dacă n-ar fi vrut, nu m-ar fi votat pe mine. Și atunci, hai să facem asta, eu aduc oamenii la masă să discutăm. Repet, dacă nu va nu vrea Ponta să facă aceste lucruri și cu majoritatea lui parlamentară, oamenii vor sancționa. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb dacă, bun, o întrebare pe care cu siguranță o să o mai auziți în această campanie, dacă electoratul român este pregătit pentru un președinte femeie? Nu vă ați așteptat fiecare la această zi, întrebare, sunt convinsă. Mi se pune în fiecare zi și îmi place foarte mult. Um, și de ce? Deci premizele acestei întrebări, dacă electoratul e pregătit, ar trebui să ofenseze toate femeile din România, adică jumătate din, populația, rizim, da. jumătate din populația, am zis ar trebui mm -hmm. să ofenseze toate femeile din România, adică jumătate din populația țării și pe mine. Dar nu ne ofensează nici pe femeile din România și nici pe mine, pentru că noi suntem puternice. Uh, doi, știm cu toții uh, și hai să zicem, femeile din România de jumătate din populația țării știu că fac uh, uh, lucruri și joburi uh, mult mai uh, multe uh, decât fac bărbații de multe ori ar femeile care și lucrează și au și grijă de familie și de gospodărie categoric fac mult mai mult. Asta știu toate femeile din România uh, și știu și mulți bărbați, că e așa. Uh, deci, ca atare, uh, din potrivă, consider că este un atum. Uh, repet, pentru că și femeile, toate femeile uh, și și bărbații, chiar dacă o recunosc sau nu știu asta uh, Și mi se pare jignitor și, uh, cum să spun, ne, uh, nedocumentat De ce să spunem că românii sunt misogini? Eu nu cred că românii sunt misogini și... adică, Nu că vin așa o vorbă pe care o repet apoi toată lumea Nu, hai să vedem, nu sunt misogini dacă americanii au putut să aleagă un președinte de culoare, de ce nu ar avea și românii un președinte da, femeie? Sunt președinte, sunt e adevărat, ne Europa, da. da. sunt președinte femei. Uh, sunt priminiștri femei. Uh, sunt președinți independenți. Lumea se schimbă, lumea se schimbă. Uh, iar eu vreau să schimb paradigma asta. Ok, ți-a dat partidul un candidat, tu în general ții cu partidul, ă vot puteți orice candidat îți dă. Poate nu-ți place, dar te duci la vot, că ce să faci? Eu mai vin cu o ofertă. Uh -huh. Repet, pe partea dreaptă. Dar, pe sănătate, pe educație, mi-e greu să cred că oamenii uh, de oriunde ar fi, din orice, pe orice filozofie ar avea de stânga sau de dreapta, uh, na, nu votează cu mine. Ba da, cred că ar vota. Uh -huh. Pe cine v-ați dori ca prim-ministru? da? Cine azi? nu vrea? Apropo, sănătatea da. și educația nu sunt de dreapta sau de stânga, da? Uh -huh. uh, doar dacă ne gândim că de stânga, adică de ponta, dar asta nu e stânga, dar e ponta. Uh, e ok să se fure, să se plageze, să se copieze și de dreapta nu. Nu e așa, nu. Nu e ok niciun fel de filozofie, nici de stânga, nici de dreapta. Ori aici este o majoritate, nu? Vrem o educație clară, da? Și sau o sănătate. Doctorii tineri ne pleacă. Vrem să-i ținem aici. Sigur că trebuie să le creăm condiții, dar ei vor ce mai vor cei tineri? Competiții corecte, că ei nu ajung să intre pe, pe funcțiile pe care trebuie. Știm bine cum se fac competițiile și cine cum decide. Le facem electronic. Sunt multe soluții. Uh -huh. Aici nu mai există de stânga sau de dreapta, se rezolvă problema sau nu se rezolvă în educație în sănătate. Da, se rezolvă și cu bani. Bani de unde? V-ar putea întreba unii. Ca să faci Medicii o competiție, de exemplu, ca să faci o competiție electronică și ca să nu lași pe nu știu cine să aranjeze concursurile sau promovările, nu ai nevoie de bani. Dar pentru salarii mai mari? Uh, pentru salarii mai mari uh, sunt uh, multe surse între care o să vă spun uh, și repet asta până se înțelege clar confiscarea. Confiscarea averilor. Știți că din hotărârile judecătorești prin care se dispune confiscarea unor sume sau bunuri provenite din infracțiuni, anaf în România execută numai, uh, nu știu, sub 5%. Sub 5%, adică aproape nimic. Oreștea sunt bani care se duc la buget. Contractele, un alt exemplu. Uh, am văzut recent iar la televizor uh, că se repetă situația exact cu același contractant din iarna trecută la noi un kilometru de dezăpezire, ca să contractezi firma X să dezăpezească la iarnă, costă de, nu știu, 10 ori mai mult decât în Norvegia, unde nince mult mai mult. Banii ăștia în plus, ăștia de 10 ori mai mult, ăștia vin din bugetul public. Deci oameni buni, din bugetul public. E, dacă banii ăștia rămân în bugetul public și nu facem contracte de dezăpezire cu preț de 10 ori mai mare decât e normal, banii ăștia rămân la noi în buget și folosim la sănătate și educație. Revin un pic, doamnă Monica Macovei, la relația între președinte și premier. Pe cine v-ați dori ca prim-ministru dacă ați ajunge la Cotroceni? Aveți deja e mult prea o... de vreme să răspund la această întrebare, da. Am înțeles. Bun, ați provocat. Iar acum vreau reacții. să, să discut despre candidatura mea, de ce candidez, uh -huh. care e programul meu și ce promit României și oamenilor. Dar măcar două cuvinte și despre reacțiile pe care le-a provocat anunțul făcut de dumneavoastră recent. Domnul Vasile Blaga, președintele PDL, spunea miercuri că dumneavoastră vă excludeți singură din partid prin acest gest și precizează că nu dă pe nimeni afară din partid, dar că alții se dau afară. Dumneavoastră a spus apoi că nu veți demisiona din PDL pentru că uniți dreapta, nu o divizați. Dar v-aș întreba ce, ce loc mai vedeți pentru dumneavoastră în PDL? În, uh, în acest context. Da. Uh, unul. Mi s-a spus că încalc reguli și în fine să râd pentru că eu niciodată nu încalc reguli și eu totdeauna am tras să uh, dar alții să respecte regulile. Uh, și apropo de reguli, uh, ca să vedem în ce situație absurdului ne aflăm, nu eu, ci cei care susțin că încalc regulile. Noi am avut un candidat ales prin decizie internă, vot intern, anul trecut, domnul Predoiu. Acum s-a făcut această alianță, pe care o numesc o nouă realitate politică, și acum membrii PDL îl vor vota, îl vor susține la președinție, pe domnul Claus Iohannis, probabil, da? Deci pe cineva de la PNL. Atunci, de ce mi-invoci mie o regulă care nu mai există, da? Deci nu e pre doi candidat. E Iohannis, deci tot pe se va trebui să susțină pe unul de la PNL. Da? Uh -huh. Deci, care... E, sunt alte reguli, e alt joc, gata, s-a terminat ce a fost anul trecut. Nu, hai să ținem pasul cu schimbările. Deci, repet... E gata, regula aceea. Nu-mi cere mie să respect o regulă, de anul trecut, care azi mai există. Pentru că astăzi, tot PDL-ul se pregătește să-l voteze, să susține, să facă campanie domnului Iohannis, din PNL, care nici măcar n-a trecut prin niște alegeri interne. Despre ce reguli vorbim? Despre asta noi, ok. Atunci au oricine, nu? Dar întrebarea ar fi cum veți colabora cu actualii colegi da. din PDL. Să vedem cum voi domnului colabora. Blaga, cu domnul Eu, domnul știți de ce se întâmplă? Eu. Uh, tocmai, uh, nu vreau să fac gesturi din astea uh, definitive, tocmai uh, am spus că nu, nu divizez dreapta. Dacă o să iau altă decizie, asta este, poate că și o să iau altă decizie în timp și o să vedem. În acest moment n-am considerat necesar să, să să fac acest gest. Și mai sunt lucruri, am fost împreună de atâtea ori, uh, cum să zice, ca pe front uh, în, uh, pentru apărarea statului de drept. Uh, Adică să știți că oamenii, partidul nu înseamnă așa un singur glas. Uh -huh. Un singur glas uh, al unor conducători. Înseamnă mult mai mult decât atât, înseamnă mulți oameni. E o zi importantă astăzi, doamnă Macovei. De câteva zile sau de câteva săptămâni, de fapt, televiziunile și ziarele sunt pline cu știri despre dosarul ICA în care este judecat domnul Voiculescu. V-aș întreba dacă aveți o reacție. Astăzi se așteaptă verdictul final. Aveți Aștept... o așteptare? Așteptarea, Anume? așteptarea verdictului. Atât, sigur că nu altceva. Ce efecte estimați că ar avea o eventuală condamnare a domnului Voiculescu în plan politic? Nu-și vreau să comentez. Știți ce orice spun astăzi, înainte de verdict, va fi apoi interpretat cu rea credință în toate felurile. Uh -huh. Justiția își urmează calea, precizez că e un proces vechi de șase ani de zile de ce cazul să se termine, adică e logic să se termine în alte țări durează 3-4 luni, maxim un an de zile asta, când durează un an de zile deja sunt probleme, că se cheltuie prea mulți bani pe un proces, că la noi nu se calculează cât costă un proces. Și la noi problema unde e, de fapt? Pentru faptul că durează atât de mult un proces. A... Au început să fie mai scurte, erau în proceduri, în codurile de procedură acum s-au schimbat codurile de procedură dar exista și o atitudine care însă s-a schimbat Uh, și aici, din partea unor judecători, uh, care, de exemplu, e trimis în judecată deci de șase ani de zile. Suntem în 2014, uh, din uh, 2008. 8. Trimis în judecată. Acum noi știm că dânsul aici a contribuit uh, major la amânare și a demisia din funcția de senator ca să se mute dosarul. Uh -huh. uh, apoi iar a intrat în senat și atunci iar s-a mutat dosarul. Că dacă e senator, dosarul se judecă în alta curte. Apoi iar și-a dat demisia și s-a întors dosarul la Tribunalul București. Deci, a contribuit la această tergiversare. Sigur, mă gândesc și la alte cazuri, sunt a, a, au fost judecători care au ținut dosarele până s-au prescris. Mi-aduc aminte de a, judecătorul Marino, dacă parcă bine mi-aduc aminte, din, de la Tribunalul București, pe care l-am văzut toată la televizor, spunând despre un dosar al domnului Patriciu, că fapta X a prescris și da din numeri. Deci eu aș da afară pe orice judecător, din vina căruia un dosar se prescrie. Stă la tine în birou și dai termene trei ani de zile? Nu se poate. Dar și se pot plânge că au foarte multe dosare pe cap. E un argument valabil. Nu. nu, nu. Am înțeles, Nu, nu cu... dar aș vrea totuși să spun că m-am referit la partea uh -huh. asta din justiție, și sigur vă vedem și corupția în justiție și mă bucur că. DNA funcționează și îi prinde și mă purcă judecătorii, colegilor îi condamnă și acum nu cu suspendare ci cu executare, deci avem și niște judecători și procurori colosali, da? care s-au format în această perioadă, uh, sunt total independenți, profesioniști stăpân pe ei, nimic nu-i clintește așa trebuie să fie toți deci asta este ideea, așa cum sunt a, cum este acest grup de judecători și procurori așa uh, trebuie să mergem înainte și să, și să fie toți nu mai avem foarte mult timp, aș vrea să vă întreb pe final, să vă pun pe final o întrebare sau două despre situația din Ucraina. De fapt, despre Rusia aș vrea să vorbim, pentru că premierul Dimitri Medvedev a amenințat ieri că va interzice survolarea teritoriului rus de către avioanele companiilor aeriene care efectuează curse între Europa și Asia via Siberia, aceasta fiind cea mai scurtă rută. Tot Medvedev anunța că Rusia va decreta o interdicție totală pentru majoritatea produselor alimentare provenind din state europene și de peste ocean. Pe scurt, cum priviți aceste manevre? Uh, ca, un, ca un atac al Federației Ruse împotriva, să zicem, vestului, occidentului, democrației. Iar eu spun asta de foarte mult timp, de când a început Euromaidan, pentru cine nu știe. Este momentul în care uh, cei din Kiev uh, au ieșit în stradă în uh, noiembrie 2013, când uh, președintele Ianu Covici nu a vrut să semneze uh, acordul de asociere cu Uniunea Europeană și au ieșit oameni și au fost de oameni pe stradă, foarte curajoși, la minus 15 grade. De atunci a început totul. Oamenii aceia n-au plecat nici când s-a tras în ei. Au fost morți, s-a tras în ei uh, cu muniție de război și n-au plecat și de aici s-a extins. Apoi rușii au luat Crimea, știm. Mie, și-am, repet, sunt consecventă, constantă în ceea ce spun. Putin vrea să refacă Uniunea Sovietică. Putin șantajează. Nu respectă niciun tratat, nicio promisiune. Le-a încălcat deja, dar nu e prima oară când rușii le încalcă, da? Uitându-ne înapoi în istorie, vedem asta. Deci este un pericol real. Este un pericol real. Noi aplicăm noi, Uniunea Europeană aplică sancțiuni și ne aplică înapoi sancțiuni cu acest embargo, plus că ne șantajează în permanență cu gazul rusesc. Dar România, în 10 secunde, vă rog, și, ce, și ce ponta riscă în nu ponta eclație? nu are Ponta nu are nicio reacție împotriva lui Putin. Deci nu are nicio reacție. A avut Ministerul de Externe. Primul ministru al țării și Ministerul de Externe, oricum la noi, este după nu știu cât timp și slab și bâlbâi de frică să nu-i supere. Eu vreau să spun un lucru. Bunăstarea pacea și democrația vin de la vest, războiul și sărăcia vin de la est, da? Prin ce am trecut, da? Pornim cu Federația Rusă. Deci să fie foarte clar această divizie în mintea oamenilor și nu, ponta nu ne apără, ponta e cu ei. Eu v-am spus, ponta era la Moscova acum, dacă nu venea acest, această interdicție din partea Uniunii Europene. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, sper să mai avem ocazia să discutăm cu dumneavoastră, doamna Macovei, aici în studioul RFI. Și eu mulțumesc! Mult succes în campanie! Am discutat cu eurodeputatul PDL Monica Macovei, candidat la președinția României. Peste aproximativ un minut și jumătate aveți întâlnire cu știrile RFI. Numai bine!